Realizarea stagiului practicii pedagogice în acest an școlar este una destul de dificilă și pentru Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Situația epidemiologică dă bătăi de cap metodiștilor și elevilor care doresc să își desfășoare practica pedagogică, fiind nevoiți să își susțină activitatea atât online cât și fizic, unde există posibilitatea. Perioada aceasta, fiecare școală se confruntă cu o situație dificilă în ceea ce privește desfășurarea activității didactice, cu atât mai mult unitățile de învățământ care realizează și stagiul practicii pedagogice. Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja este singura instituție de învățământ preuniversitar din Europa Tatăl Severin care desfășoară practica pedagogică, practica observativă și cea de predare. Noi avem două tipuri de practică pedagogică în următorul sens. Clasele a 9-a și a 10-a au practică observativă, iar copiii de la clasele a 11-a și a 12-a au practică de predare în unitățile de aplicație și la clasele de aplicație. Este o perioadă destul de dificilă, așa cum ați spus, pentru noi. Lucrurile se desfășoară online, săptămâna aceasta cel puțin, deoarece unitățile noastre de aplicație, grădinițele, de exemplu, sunt în online ca urmare a faptului că nu există acel procent de vaccinare. Și atunci metodiștii, coordonatorii de practică, bineînțeles, împreună cu copiii, au luat această modalitate de a susține lecțiile în clasele primare, pentru că avem clasele de aplicație, cele din învățământul primar de la noi, se merge la clasă împreună cu învățătorii, cu metodiștii și este un pic mai lejer. Da, e o situație destul de grea, însă nu imposibilă. Copiii se obișnuiesc, țin lecții, pun întrebări, poartă discuții cu coordonatorilor, cu metodiștilor și sperăm să fie cât mai mică perioada aceasta prin care noi să stăm online. Practica pedagogică oferă viitorului profesor posibilitatea valorificării și dezvoltării competențelor în domeniu.